3 aparate digitale pentru radiologie, unul pentru ortopedie, 3 ecografe și tot atâtea mese de operație, dar și o trusă laparoscopică reprezintă achiziția pe care Spitalul Județean o va avea peste puțin timp. Managerul Dan Ponoran recunoaște că era mare nevoie de noua aparatură medicală, cu atât mai mult cu cât există și specialiști care să o folosească. Aparatura așteptăm acum până în 15 noiembrie să primim aparatele de radiologie, cele 3 aparate de radiologie, cele 3 ecografe pentru medicină internă 1 și 2 pentru ginecologie, mesele, lămpile de operație, 3 mese, 3 lămpi de ultimă generație, un laparoscop de ultimă generație. O să primim aparatura acum în valoare totală de 70 de miliarde de lei vechi, 63 de miliarde fiind alocate de către Ministerul Sănătății și 7 miliarde fiind alocate de către Consiliul Județean Vâlcea, cărora țin să le mulțumesc public acum, pentru că am înțeles că și ei au depus un efort să găsească acest bani, dar uite că până la urmă am reușit. Mai avem 8 zile și probabil o să vă chem la inaugurare, dar vreau să le văd aici, apoi să mă bucur de ele. Dacă n-ar fi venit cele 7 miliarde de la Consiliul Județean, ce s-ar fi întâmplat cu investiția pe care a acceptat să o finanțeze Ministerul Sănătății? N-ar fi existat. Deci, legea 95/2006 republicată spune foarte clar, Ministerul Sănătății finanțează aparatură medicală cu condiția obligatorie ca din partea Consiliului Județean să vină un minim de 10% din sumă. Dacă acești bani ar fi de la Consiliu, atunci Ministerul ar fi retras aceste fonduri alocate Spitalului Județean Vâlcea. Deci, era imposibil. Managerul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea știe că unitatea pe care o conduce are nevoie de aparatură și în domeniul fizioterapiei, al endocrinologiei sau oftalmologiei, motiv pentru care promite că se va zbate ca în actualul mandat de manager să le obțină și pe acestea.